Salutări tuturor, bine v-am găsit la GSP Live. S-a terminat etapa de Liga 1, vin meciurile naționale. Etapa s-a terminat aseară pe stadionul Ștefan cel Mare cu un Clinceni Rapid 2-3, un meci ciudat, cu faze ciudate, cu greșeli mari de arbitraj și cu acuze din partea antrenorului echipei pierzătoare, Ionuț Chirilă, cel care a acuzat arbitrajul. Sunt însă acuze și din partea unor fani importanți rapidiști la adresa propriei echipe, cum că ar fi aranjat meciul pentru pariuri, acest Clinceni Rapid 2-3. O să discutăm despre toată povestea asta din jurul ultimului meci al etapei a 15-a din Liga 1. O să mai discutăm însă și despre ieșirea de ieri a lui George Becali, finanțatorul FCSB, care l-a criticat frontal pe Edi Iordănescu pentru jocul slab, pentru ceea ce consideră el că e un joc slab al echipei, chiar dacă FCSB e neînvinsă de multe etape. O să discutăm și despre episodul drona, pentru că cei de la FCSB sunt acuzați că ar fi spionat cu o dronă antrenamentele voluntariului de dinaintea meciului direct. O să discutăm și despre echipa națională și despre pregătirile lui Rădoi pentru aceste ultime două meciuri. Pentru el, probabil, ultimele două meciuri. Sunt tot mai multe indicii că Rădoi chiar va pleca, adică nu e întors de nimeni din decizia de a părăsi echipa națională. Discutăm despre toate astea și despre multe altele în această dimineață cu Valeriu Răchită. Mergem la Ploiești și discutăm cu fostul internațional român. Salut, Vivi! Salut, Costin! Ce faci? Păi de acasă, la Republică. În Republica Ploiești. Cum mai e treaba la Republică? Cum merge treaba la Republică? Tot ce se întâmplă și în fotbal și în societate este exact ceea ce spunea și scria Caragiale pe vremuri. Deci totul este o bălmăzeală. Noi cu cine votăm? Mai țin minte acea replică cerebră și în fotbal și în politică. Exact. Dar ce mai e pe la Ploiești? Ce se mai întâmplă? Ce mai... Păi acum plouă. Da? Este okay. O vreme mohorâtă. Da. Eu sunt la stadion. Stadionul arată bine, așa cum îl știi. Da. Echipa... din fericire este pe primul loc, s-a depărtat puțin de urmăritorii și sperăm că anul ăsta, al patrulea an de Liga 2, să fie și ultimul și de la anul echipele de Liga 1 să vină pe Edioane să vedem meciul de calitate. Dar ce s-a întâmplat cu Petrolul? Că mai degrabă ne obișnuise cu tot felul de conflicte interne, de probleme, măcinări și acum dintr-o dată echipa a început să joace și să aibă rezultate. Nu, e plată și miere doar din punct de vedere sportiv. Pentru că din punct de vedere administrativ foarte multă lume nu știe, nu există un buget stabil. Nu există un patron care să asigure cheltuielile necesare pe fiecare lună. Cei care conduc acum clubul n-au reușit să facă acest lucru. Comunitatea locală, primarul a ieșit public și a rugat, a făcut un apel către cei care doresc să ajute echipa într-un moment foarte bun să o facă. Se pare că unele firme vor veni lângă Petrolul, dar nu există viitor din acest punct de vedere. Noi totuși sperăm că să mai vină un prinț pe un cal alb, așa cum a fost acum 3 ani jumate domnul Mihailovici cu compania Veolia. Și acest club să meargă spre un lucru normal, adică să aibă și buget, să fie asigurate cheltuielile, pentru că doar prin mici sponsorizări nu se poate ține o echipă, nici măcar de Liga 2. Deci, practic, dintr-un moment într-altul, situația se poate prăbuși din punct de vedere financiar la Petrolul, din ce îmi dau seama. Da, a fost pe 30 o licitație a mărcilor, nici măcar marca nu aparține celor care o folosesc acum, aparține primăriei Ploiești. Așa. Noi am scos marca la licitație, așa cum s-a schimbat legea, trebuia să fie minim 2 ofertanți, a fost decât ATS Petrolul 52. Da? Peste 20 de zile va fi altă licitație, când probabil vor participa doar ei și atunci vor lua și marca Petrolul, vor intra în legalitate. Uh-huh. După acest moment, noi sperăm ca cei care conduc destinele acestui club să facă tot posibilul, să atragă investitori, să atragă parteneri finanțatori lângă club, care să asigure acest buget necesar pentru obiectivul promovare. Bun, ieșim un pic din Republică și mergem în lumea largă a fotbalului românesc. Vreau să te întreb dacă... ca la Ploiești, nu? Că mai e și vorba aia. Da. Cum, ai văzut meciul aseară, Clinceni Rapid? Am văzut Costin și eu vorbesc destul de des cu Victor Angelescu. Da. Tot încerc să-l conving,
să pună un antrenor pe bancă. Adică? Adică să fie un antrenor 100%, să aibă mână liberă, să jucătorii să știe că acel antrenor are și licență, este și cel care decide și cel care vorbește după meciuri. Așa. Să nu fie doar un băiat bun, un băiat care a avut rezultate, dar fără prea multă școală, pentru că, așa cum știi, nu are licență, care vine din rândul suporterilor, dar care, pierdată fie modestia, nu poate să se ridice la un nivel de Liga 1. Și Rapid este un fenomen, așa cum este și Petrolul, cum este și Craiova. Da, da. Uite totuși rezultatele, cum ar zice, cum zicea Gică Hagi pe vremuri, cântă pentru el, adică e pe locul 5 echipa în momentul ăsta. Așa este, da. Este datorită investițiilor care s-au făcut, da? Pentru că hai să ne uităm la linia de fund, linia de apărare a lui Rapid. Păi probabil este una dintre cele mai bune din campionat. Beliu Iordache, Grigore, Săpunaru, Moraes. Sunt crepulia în fața lor. Așa cum se vede în fotbal românesc, dacă ai un portar bunicel, decent, o linie de fund stabilă și un mijlocaș defensiv, poți juca foarte multe echipe din Liga 1 fără să primești gol. Pe față de atac îl mai e pe Bălan, care, printr-o lovitură liberă, printr-o execuție, îți poate aduce un gol și uite că s-a făcut și tactica de joc, să spunem așa. Nu, este, se vede cu ochiul liber că la Rapid nu există antrenorul acela principal, există antrenor secund. Fii atent, înainte să continuăm, împinge un pic laptopul, mai împinge-l 2-3 cm în față ca să te prindem cu totul. Încă un pic, da, așa e, perfect, cred că e bine acum, nu? E bine? E bine, bun. Meciul în sine, am înțeles problema antrenorului, dar meciul în sine cum ți s-a părut? Sunt foarte mulți, am văzut fani rapidiști, uite de exemplu chiar fostul lider al galeriei Rapidului, Gheorghe Răducan, zis Gigi Corsicanu, a postat aseară și nu cred că e o postare deloc criptică, adică pare mai mult decât evident ce a postat el sau ce a vrut să posteze, a pus pe pagina lui de Facebook, zice așa, că mătarul Rodion nu e gheată, e șoșon și trei hohote de râs. Mai e un domn care în galerie și o să vedem imediat. Hai să vedem dacă avem pregătit să-ți arăt și ție și să vadă toată lumea și apoi să discutăm un pic punctual pe treaba asta. E vorba despre Vlad Baltazar, un suporter important al Rapidului, care aseară după meci a avut o ieșire pe pagina lui de YouTube. Hai să vedem împreună momentul. A postat bine pe pagina lui de Facebook fratele meu, fostul șef al galeriei, Gigi Corsicanu, că mătarul Rodion nu e gheată, e șoșon. Deci un meci asemănător a fost până 86-87, când a fost blat, a bătut Rapid pe Dinamo pe Giulești cu 4-3, dar a dat Cămătarul 3 goluri ca să ia gheata de aur. Deci un blat rușinos, exact cum a fost ăsta astăzi, dar la pariuri. Deci, dragi rapidiști, dacă după acest Academica Clincen Rapid, scorul 2-3, după această evoluție spectaculoasă a scorului, după circul de meci care a fost Clincen Rapid 2-3, dacă acum nu v-ați prins că ăsta a fost blat pentru pariuri, ca să se ia bani de către ambele formații, și arbitru a luat și el un colac frumos de pâine, cu colac de la moldovenesc, și arbitru a halit. Mamă, ce meci, ce spectacol, ce dramatic meciul, ce desfășurare de scor! Ți s-a părut dramatic meciul, apropo? Costin, ca unul care a jucat în perioada cooperativei. Așa. E bine ce zic. La 2-2, dacă era un meci cu Bistrița la 2-2 și eu urcam în atac, da, trebuia să termine 3-2, da, mă duceam în centrul terenului, mingea ajungea deasupra mea și pe lângă mine, pe o rază de 5 metri, nu mai era niciun adversar. Și portarul Costel Câmpeanu ieșea și la offside. Așa. Asta erau, nu un corner bătut pe scurt și lovit din drob sub bar. Da. Nu, cred că domnii care spun n-au jucat niciodată fotbal. E, bine, n-au jucat, e adevărat că n-au jucat, dar se uitau, probabil că s-au uitat, au văzut golul ăla de 2-1 care este de tot circul, golul, greșeala dintre Săpunaru și portar. Probabil că s-au uitat la evoluția Rapidului din prima repriză. Rapid n-a existat în prima repriză. Atitudinea, da. Păi de asta spun, că
la Rapid trebuie să fie un antrenor cu sânge. Da. Păi dacă asta e atitudine când intri și... Hai să ne uităm la ce demonstrație de forță a făcut Rapidul cu CFR-ul. Da. Care a fost atitudinea, care a fost luna, răutatea. Exact. Păi și acum întâlnești Clinceniu de pe ultimul loc și joci în 2-4 în vârful picioarelor. Asta e fotbalistul român. Dar hai să ne aducem aminte de faza cu Claudiu Belu. Păi la un meci blat, niciodată nu faci un atac de felul acela. Așa. Pentru că un arbitru normal te dă afară. Este cartonaj roșu evident. Ok. N-are nicio legătură cu mingea. Da. O lovitură când te enervezi, dar nici măcar noi când mai jucăm pe la Old Boys nu facem așa ceva. Dar cum, intrarea asta cum e? Cum ți se pare intrarea lui Belu? Adică, ți s-a întâmplat vreodată să ți se pună pata ca fotbalist și să faci așa ceva pe teren? Mi se pare o lipsă de respect pentru meseria asta de fotbalist. Niciodată într-un meci oficial nu. La meciurile amicale, când mai mergeam prin cantonamente, da, și datorită faptului că ne țineau câte 2-3 săptămâni prin cantonamente, la ultimele meciuri, când mai eram loviți, poate mai aveam și noi, eu știu, ni se întuneca mintea. Dar la un meci oficial, la un meci în care echipa ta joacă pe puncte, pe bani, suporteri, și tu să faci o asemenea... Exact ce a făcut și Alibek, dacă te-ați aminte, în Olanda. Așa. A șutat în picioarele adversarului. Asta este roșu clar. N-are nicio legătură cu mine. Și atenție, Belu Iordache mai are o fază. Poate vedem, avem un montaj cu capturi din meciul de aseară, pentru că nu putem să dăm imaginile în mișcare. E o fază petrecută înainte de penaltiul obținut de Belu Iordache, la scorul de 2-1 pentru Clinceni, între golul de 2-1 și golul de 2-2. Hai să vedem faza respectivă, că tot vorbeam despre intrarea lui Belu Iordache, și să vedem ce face Belu Iordache în tușă, sub ochii asistentului, care se uită impasibil la ce se întâmplă. Același asistent care era ca asistentul de la trenuri pe la penaltiuri. Aici, nu, asta este faza în care Iordache îl atacă pe Omoh. Aici. Deci de Amorim trece mingea de el, mingea deja e în spatele lui Belu Iordache. Belu Iordache n-are absolut nicio treabă cu mingea, dar absolut nicio treabă cu mingea. În schimb, pregătește cotul pe care îl bagă în gâtul lui de Amorim, dar aici nu se vede intensitatea fazei, care a fost foarte, foarte dură. Intrarea dură cu cotul direct în gâtul jucătorului, apoi și ridică cotul, o să vedem. Cotul lui Belu Iordache se duce spre față un pic mai, o fracțiune de secundă mai târziu. Arbitrul a dat doar faul, nici măcar cartonaș galben, deși intrarea poate să se ducă chiar și la un cartonaș roșu, pentru că pune în pericol integritatea corporală a adversarului. Asta e o intrare la 2-1, înainte de penaltiul de 2-2. Da, revenind, disciplina, pentru că totul pleacă de la antrenor, de la vestiar. Și nu știu dacă ai observat, la Rapid, la fiecare meci există cât un conflict. Da. În mijlocul conflictului săpunarul. Da. Da. De ce? Băiat pe care l-am văzut și la Porto acum, nu? 15 ani. Da. Pe culoare. Da, e liderul vestiarului, încearcă să demonstreze lucrul ăsta. E lupul alfa. Dar nu poți să faci la fiecare meci scandal. Nu poți să te iei la fiecare meci de adversari, de oficiali echipei adverse, să înjuri, să ieși sar la bătaie. Pentru că o să găsești un arbitru mai exigent care îți va da cartonajul roșu. Pierde echipa, pierzi și tu, nu mai faci parte din lor pentru câteva etape. Lucruri pe care doar un antrenor la pregătirea meciurilor sau în săptămâna premergătoare, în ciclu săptămânal, poate face acest lucru, să conștientizeze jucătorii că cel mai important este clubul, nu persoana lor, nu jucătorul individual. Interesant. Acum încep să adun toate fazele din meciurile Rapidului și mi-aduc aminte de niște intrări ale lui Junior Moraes absolut criminale. Adică e o intrare cu cotul la un moment dat în mandibula unui adversar. Mă rog, arbitrul la Toni Prăjitură n-a văzut intrarea, nici măcar n-a fluierat faul la faza respectivă. Oricum, arbitrii parcă nu prea văd lucruri, adică Nu înțeleg ce se întâmplă. Asta, sărim dincolo de intrări și de lipsa de disciplină de la Rapid. Și este același lucru ca și domnii care spun despre Blat. Nici arbitrii aceștia n-au jucat fotbal. Adică măcar n-au jucat la nivel de junior. Să simtă intensitatea, să simtă cum este în teren acolo când te lovești, când, da,
pui un cot sau... Vreau să spun că arbitrii se fac, acum am văzut, de la 14-15 ani ajung arbitri. Ne dăm niciodată cu piciorul minge, ne jucăm măcar fotbal în curtea școlii. Că în curtea școlii toți am început fotbalul în curtea școlii. Eu am început în ora de geografie fotbalul, da? La clasa da. A cincea. Da. A patra, a cincea, pe acolo, mergeam în ora de geografie. Că știam că vârful omul cel mai înalt din România și mă ducea să joc fotbal. Da. Acești arbitri nu simt. Singurul arbitru care pe mine m-a arbitrat și a simțit și vedeam în teren că simte, a fost Balaș, pentru că a și jucat fotbal Balaș. A jucat fotbal la nivel de Liga a doua și simtea orice, și discuțiile pe care le aveam cu el în timpul meciului erau ca de la fotbalist la fotbalist. Mai vin acești tineri arbitri care nici măcar regulamentul nu știu să-l pună în aplicare, care n-au nicio legătură cu spiritul sportiv sau și măcar nu iau deciziile unitar. Pentru unii mumă, pentru alții ciumă. Că am văzut și eu anumite statistici, echipele mai mult suporteri, ca să spunem așa, au mult mai multe greșeli în favoarea lor decât celelalte. Bine, și e interesant cum sunt promovați băieții ăștia, adică cum te învârți și dai de niște arbitrii, imediat găsești niște conexiuni. Mă uitam dimineață, întâmplător, în 5 minute, dând căutare Robert Avram, arbitru de aseară, un arbitru tânăr de 32 de ani, ginerele unui om politic din Argeș, unei doamne, Argentina Culcuș, care e o traseistă de asta politică, PMP, PSD, PNL, Consiliul Județean Argeș. Brusc, el era administratorul unei primării, deși nu avea nicio experiență în administrația publică. Băieții ăștia sunt promovați și ajung în față. Nu înțeleg de ce și cum. Atunci, săpunarul care este mai mare ca arbitru cu vreo 5 ani, așa? Își permite să-l jignească pe arbitru și să-l facă în toate felurile, fără să primească un carton de zi. Aici totul pleacă și de atitudine. Pleacă de prestanță, pleacă de la conducerea ceaului. Înainte, mai țin minte când greșeau arbitrii, aflam după o etapă sau măcar într-un termen rezonabil că acel arbitru care a greșit flagrant a fost suspendat, eu știu, 6 luni sau 10 luni. Acum este omerta. Nu știm absolut nimic ce se întâmplă în CCA. Pentru asta arbitrii își permit să comporte cum se comportă. Pentru că știu că acolo au o casta lor, ei fac ședințele, ei își fac analizele și dacă ai noroc și ești pe lista scurtă, primești meci. Da. Revenim, dacă și bulgarii, și sârbii, și ucrainenii au acest VAR, până nu se implementează și la noi acest VAR, vom avea aceste discuții cu acești arbitri. Bun. O să mai discutăm un pic, poate, despre meciul de aseară și despre greșelile de arbitraj. Vreau să te întreb cum ți se pare situația de la clubul unde finanțator este un om pe care l-ai cunoscut, George Becali, care nu s-a putut abține, deși în contractul dintre el și Edi Iordănescu există o clauză că în momentul în care va vorbi despre echipă și va aduce, mă rog, va critica echipa, trebuie să plătească 500.000 de euro, Becali nu s-a mai abținut și ieri a avut o ieșire cum n-am mai avut până acum la adresa lui Edi Iordănescu. O să citez un pic din declarațiile lui de ieri, date la ProX. Zice, poate se supără Edi, dar nu pot să tac din gură când văd că echipa gâfâie. Nu pot să spun că îmi place când câștigăm cu 1-0 din penalti sau cu greu. Se joacă în viteza 1, trebuie viteza 5, trebuie automatisme. Nu am mai avut niciodată o echipă așa slabă. Tu să dai milioane de euro și altul să comande? Unde ați mai văzut așa ceva? Voi sunteți nebuni. Eu m-am luat după voi și am devenit și eu nebun. Am zis că dacă poate aveți voi dreptate, dar voi sunteți nebuni. Nu se poate la mine să vină unul să ia bani, să comande el și să-și asume. Se poate doar până la vară. De la vară se face cum vreau eu. Cine dă bani comandă. Ce zici de povestea asta? Pare Costin, neucitor. Așa cum ai spus, l-am cunoscut bine pe Titi Becali. Eram chiar la echipă când s-a făcut trecerea. Da. Către George Becali, mă refer la acțiunile clubului Steaua. Și eram la Forban, în cantonament, cu Victor Tutur, că a venit, ne-a făcut cinste și a spus că de acum încolo începe o nouă era. Da. N-a putut să o înceapă chiar atunci, pentru că era Victor Tutur, că manager general,
Așa. Dar ce s-a întâmplat în ultimii ani ne aduce la concluzia că nu se mai poate schimba patronul stelei, da. Are și o vârstă și pe CSB-ul este jucăria lui, familia lui, așa cum a spus, unde el, la sfârșit de săptămână, se juca cum ne jucăm noi pe jocurile video, da. Așa, cam așa făcea și el cu echipa, făcea echipa schimbările, se juca de fotbal. A venit acest moment cu Edi Ordănescu, eu n-am crezut și nici acum nu cred că ceea ce s-a spus atunci la semnarea contractului, că nu-l mai interesează pe asta. Dar mult mai bine decât mine îl cunoaște Victor Citurcă. Și dacă vă ați aminte o declarație de acum ceva săptămâni al lui Victor Citurcă, când spunea că pe care se optică că echipa câștigă cu Edi Ordănescu. Da. El ar vrea da. Să aibă rezultate proaspete acum așa, ca să iasă să spună că vezi că el era mai bun. Ceea ce se întâmplă în zilele noastre. Eu îmi doresc ca Edi să nu ia o decizie drastică, dar e foarte aproape de a renunța și nu, așa cum îl cunosc eu pe Edi, renunță și la orice clauză dacă munca nu este apreciată. Eu nu înțeleg de ce patronul nu este bucuros că echipa lui are 7 victorii și o remiză, că s-a apropiat de CFR Cluj, că va urma un retur de campionat, formă play-off-ul. Și dacă toți jucătorii pe CSB-ului sunt apti, pentru că noi nu ne uităm la context. PCSB-ul vine după 2 săptămâni de carantină. PCSB-ul vine cu jucătorii pe care i-ar titulariza, cum ar fi un Coman, un Raduno. Deci, și sunt foarte mulți jucători care lipsesc de la echipă. PCSB-ul va avea lotul complet. Sunt Edi Ordănescu, își va pune în aplicare ideile și va reuși să facă trasee de joc. Spune patronul că nu există trasee de joc. Pentru că la fiecare etapă echipa schimbă 3-4 jucători, traseele de joc nu mai pot fi acelea pe care le lucrez la antrenament. Țineți un pic ideea, da. Vivi. Discutam un pic cu antrenorul Clinceniului, Ionuț Chirilă, în această dimineață. Bună dimineața, Ionuț! Bună dimineața, Costin! Am discutat ieri înainte de meci care sunt impresiile de după meci. Te-am văzut aseară la flash interview, ai acuzat arbitrajul. N-am înțeles, a fost un pic neclar ce îi reproșezi la penalti. Tu ai spus aseară, la repetare, jucătorul meu era cu piciorul pe linie. Păi nu la repetare trebuia să fie, ci la primul penalti. Nu, am greșit. Probabil eram în meci, la primul penalti. Nu se repetă niciodată acel penalti. Stop cadrul arată că era un pic în fața liniei, totuși. Eu spun că era cu piciorul pe linie, okay. Nu mai contează, nu cred că se repetă acel penalti niciodată, maniera de arbitraj a fost măcel aseară. Ok. Din punctul meu de vedere. Eu sunt un om care am interzis jucătorilor mei să protesteze și să vorbească cu arbitru. Te-am auzit aseară strigându-i gura, tași din gură lui Mulan, care era foarte nervos, da, la adresa ta. Lui Mulan trebuie să vă gândiți că Mulan, care este un băiat educat, este un francez, a jucat la un nivel foarte înalt. I-am spus, tu trebuie să te pui în slujba echipei. I-a spus, mister, dar dacă arbitru mă jignește, nu pot să tac. Cum adică mă jignește? Stai puțin, că nu înțeleg. Cum adică? Așa mi-a spus Mulan că arbitrul l-a jignit. Puteți să-l contactați pe Mulan. Spune că au fost cuvinte jignitoare la adresa lui și din cauza asta a răspuns. Okay. I-a spus, indiferent de ce se întâmplă, nu ai voie să răspunzi. Poate ai fost provocat. Trebuie să fii inteligent. S-a întâmplat ceva cu siguranță acolo din moment ce un jucător cu educația și cu caracterul lui a răbufnit în felul ăsta. A spus că a răspuns arbitrului pentru că ca el sau familia lui să fie jignit. Bun. Astea sunt cuvintele pe care mi le-a spus Mulan. Ok. După aceea ce s-a întâmplat, este viciere de rezultat. Cotul în gura lui Belu, da. Și cartonașul roșu, nici la Braniștea n-am văzut așa ceva. Adică sunt lupte de kung fu acolo, este judo ce s-a întâmplat. În momentul când îi se dă lui, așa cum ați scris voi gazeta, când îi se dă lui omoc peste picioare, ca și cum ai dat într-o minge și îl seceră, jos, cade, și tu nu dai roșu și în loc să-i lași în 10 oameni, lași faza să curgă și din faza aia iese cornerul care aduce golul lor, este viciere de rezultat. Gândiți-vă ce s-ar fi întâmplat dacă acolo să fluieră roșu. Meciul trece, nu mai continuă faza și rapid rămâne 10 oameni. Discutăm despre altă partidă, despre alt joc. Plus cotul în gura lui Belu, așa cum foarte bine ai observat.
Este o manieră de arbitraj care mi-aduce aminte de arbitrajele de pe vremea Scorniceștiului și a Victoriei București. Păi, asta înseamnă că te gândești la o intenție în spatele acestui arbitraj. Dar nu se poate așa ceva. În văzul lumii. Înțeleg, să-l calci pe un jucător din greșeală, să-l lovești, să-l iei pe tendoane prin imprudență, pentru că ai făcut o alunecare fără să-ți măsori pașii. Dar să te duci și să dai un voleu direct în picioarele lui Omoh, adică aia este crimă ce s-a întâmplat aseară. Și tu lași jocul să continue, în loc să fluieri roșu și îmi dai lovitură liberă și Rapid să rămână în 10 oameni, este ceva impardonabil. Adică nu există nicio explicație așa ceva. Crezi că ar trebui în România să existe un procedeu ca în Anglia, când un arbitru nu ia o decizie împotriva unui jucător, o comisie a federației să analizeze faza și să suspende jucătorul pe baza probei video pe o perioadă conformă cu fapta pe care o comite. Adică să-l suspende arbitru, ai vrut să spui. Nu, să-l suspende comisia. Chiar dacă arbitru nu-l dă afară, în Anglia există posibilitatea ca o comisie să revadă faza și să suspende un jucător. Ai spus să suspende jucătorul. Cred că ai vrut să spui să suspende arbitru. Și jucătorul. Atenție, nu arbitru. Mă refer la jucător aici. Păi, și cu ce să alegi? Salut, Ionuț! Vivi Răchită e în direct cu noi, Ionuț. Ionuț, și eu am spus că acea fază nici măcar în curtea școlii nu se poate să dai într-un coleg. Dar nu se face așa ceva, Vivi, coleg, pentru că până la urmă este colegul tău de competiție. Un șut în picioare n-am văzut în viața mea așa ceva. Eu n-am văzut în viața mea în 30 de ani de fotbal, eu n-am văzut așa ceva. S-a dus și l-a lovit, parcă a tras în minge. Mișcarea e largă, este văzut tuturor, se vede din avion, vrea să-l curețe, să-l nenorocească acolo. Amuzant e că după aia arată arbitrului că Omoh ar fi vrut să-i dea cu cotul în gură și se și ținea de gât, deși Omoh nu l-a atins. Asta e și mai amuzant la Beluer, dacă este cel care dăduse cu cotul. Este ceva incredibil. Noi suntem o echipă mică, care n-am ajuns la performanța de a juca împotriva unei echipe de play-off structurată foarte bine ca Rapidului și să ne întoarcă de două ori. Ne întorci odată la penalti și ne întorci la această fază. Este viciere de rezultat clară ca lumina zilei. Se vede din avion lucrul ăsta. Bun. Vivi, ce voi să spui? Iartă-mă. Eu nu vorbesc. Stai un pic, Ionuț. Eu vreau să spun la ce spui tu. Așa este. În Anglia există această probă video. După meciuri există o comisie care revăd aceste meciuri și dacă sunt lucruri care au scăpat arbitrul, pot fi suspendat jucătorii. Dar cu ce se alege clinceniu? Pentru că meciul s-a terminat 3-2, va fi suspendat Belu probabil pe baza probei video, dar avantajul pe care îl avea clinceniu, jucând Rapid în 10 oameni, nu se poate întoarce. Așa da, că da. Arbitru ar trebui exclus sau, eu știu, să stea până la bară, pe bară. Bun. Ionuț, n-ai niciun fel de, cum îi spune, niciun fel de pârghii în mână după povestea asta. Adică nu trebuie să te mulțumești cu 0 puncte echipa, și să mergi mai departe. Da, echipa a construit frumos, a jucat bine, se construiește frumos, este un rezultat. Este clar că cel puțin un joc egal meritam. Îi felicit pe Rapid pentru parcursul bun pe care l-au. Sunt o echipă important cu sute de meciuri în Liga 1. Noi suntem într-o creștere de joc. Am jucat de la egal la egal cu echipă care a bătut CFR-ul și care a făcut foarte mult acest campionat. Sunt mulțumit de atitudinea jucătorilor mei, i-am felicitat și mergem înainte. Caracterele totdeauna în momente grele. Dar este păcat că am pierdut un meci efectiv viciat cu viciere de rezultat. Este impardonabil. Ultima întrebare pentru tine și te lăsăm să te întorci la antrenament. Simți presiune că rezultatele încă nu apar, o victorie nu apare. O să apară și o victorie, o să apară și niște jucători în iarnă de care avem nevoie neapărat pe niște posturi cheie. Așa. Să nu uităm că n-am putut să facem niciun transfer. Așteptăm mercatul ca să putem să acoperim anumite găuri pe 2-3 posturi pe care le avem și în rest mulțumit de echipă și de modul pe care de jocul pe care îl practică, facem o propagandă din ce nu este echipă care încearcă să construiască, nu aruncă mingi în caleu, nu joacă destructiv,
când vom avea, când vom ajunge la o circulație și la o posesie superioară jocului cu Botoșani, chiar jocului de aseară, jocului cu Mei, atunci vom fi o echipă, o echipă care va avea un cuvânt greu de spus în acest campionat. Aseară te-am simțit că ai vrut să sari la gâtul unor jucători, însă te-ai abținut la flash interview. Ai pornit fraza, după care ai retras-o un pic. Cumva unor jucători cu experiență, le reproșai lucruri. Am simțit asta. Da, dar nu, astea sunt se discută într-un cadru restrâns. Păi da, dar... Eu nu mă exteriorizez și nu mă... Voi puteți analizați foarte bine greșelile individuale care, într-adevăr, s-au repetat în aceste 4-5 meciuri, dar eu trebuie să susțin moralul jucătorilor, să-i încurajez, să-i construiesc, să-i antrenez foarte bine și calitatea lor să crească. Nu e ușor, dar se va întâmpla lucrul ăsta cu distanță. Mulțumesc mult de tot, o zi bună. Mai nou? Da? Bine. Ok, mulțumim. Bun, Vivi. Deci tu crezi că nu mai există cale de întoarcere, practic, și că între Becali și Iordănescu va exista o despărțire cât de curând? Da, era evident. Așa. Acesta, pentru că patronul Stelei, așa cum spuneam, a prins acest microb de antrenor din fotoliu. Da. Și altă echipă nu cred că îl va angaja. Deci tot la FCSB poate trebuie să fie antrenor. Și caută să-și facă loc, ca să spunem așa. Păi poate e alt club la un moment dat, se plictisește și ia și alt club. Pentru că toată lumea fotbalului îi spune domnului Becali de mult timp că au trecut 6 ani de când am mai câștigat campionatul, putând campionat câștigat cu Gâlcă, da, pe bancă, când Gâlcă a avut și libertatea decizională. N-a avut-o, să știi. N-a avut-o. A recunoscut chiar și el că n-a avut-o. Că era greu. La anumite meciuri a avut-o. Când nu mai erau, când nu mai avea domnul Becali pise. Când era închis. Gata, am înțeles. Da. Da. Și e păcat că investește în jucători, cumpără jucători tineri, uite, și vinde. Și de 6 ani nu reușește să-și câștige campionatul. Și mai sunt foarte mulți suporteri ai FCSB-ului care sunt dezamăgiți de acest lucru. Pentru că atunci când te duci la Steaua sau la Dinamo, era acea vorbă, cupa și campionatul. Deci nu erau alte obiective decât să câștigi cupa și campionatul. Acum suporterii sunt dezamăgiți, văd că CFR-ul... au luat tot prin planul fotbalului românesc din punct de vedere al rezultatelor și așteaptă totuși un eveniment. Un eveniment care nu se poate face decât dacă lași un profesionist să se ocupe de echipă. Am văzut că Budescu acum a intrat în atenția lui Becali. Budescu, despre care Becali spunea, domnule, îl vreau înapoi, o să vină la noi, și acum înțeleg că are o problemă cu el, că joacă numai în exterioare. Păi nici nu prea are cum să joace. Dacă joacă un nou vârf, nu mi-aduc aminte de Budescu care să joace vârful împins, numărul 9. Budescu își poate joace orice în linia de atac, dar mai puțin vârful împins, pentru că nu poate să joace cu spatele la poartă. Și el încearcă aceste exterioare pentru că sunt... pase care pot dezechilibra apărarea adversă. Dacă am multe, totuși. Aici să știi că îi dau dreptate cumva lui George Becali, cam prea multe exterioare, adică cam prea mult pentru impresie joci. Îți dai seama că pe Budescu îl cunosc de la 16 ani. Da, știu, tocmai de-aia vorbesc cu tine despre el. Care îi place fotbalul. Deci Budescu iubește fotbalul la nebunie. El și seara când vine acasă, să joacă cu cei doi copii încă 2 ore în spatele casei. Dacă nici lui Budescu nu-i putem cauționa aceste pase, ce să mai facem? Să vedem numai roboți, să vedem numai... Dar Budescu, următorul meci, îți poate da un gol, o lovitură liberă sau o pasă genială. Da. Și atunci și domnul Becali și toată lumea îl poate lăuda. E adevărat, însă uite, acum ca să strâng un pic șurubul cu Budescu, totuși n-am văzut la Messi niciun meci să încerce atât de multe pase cu exteriorul. Și mă gândesc că ar avea și el abilitatea tehnică să dea pasele cu exteriorul.
Da. Ce, acum ce să spunem Budescu? Budescu e al nostru. Budescu este, adică mintea pare totuși principalul inamic al carierei de unui fotbalist care ar fi putut să fie foarte, foarte mare, Budescu. Poemia, Costin, mintea are foarte multe date. Ok, da, ok, tot de aici vine și asta. Da. Când s-o retrage și Budescu, să vedem cine mai dă pase pe exterior. Adică ne uităm la... Dați aminte când juca lui Astra Budescu cu Alibec, ce pase își dădeau, ce faze făceau amândoi. Acum, asta ce se vede, nu mai are cu cine, pentru că nu există un vârf care să înțeleagă jocul lui Budescu, să anticipeze pasele pe care le dă Budescu. Oricum vine și el după o perioadă de repaus, nu este 100%, ca de altfel niciun jucător al FCSB-ului nu este, din punctul meu de vedere, 100%, chiar n-am auzit pe Tănase, pe cătanul echipei, care spunea că, din punct de vedere fizic, suferă și e păcat, pentru că a fost această problemă cu COVID-ul în cadrul FCSB-ului. Sunt și mesaje ale patronatului că echipa să nu se vaccineze, deși ne uităm în țările civilizate, ne uităm în Anglia, în Germania, în Franța, se joacă cu tribunele pline, jucătorii sunt vaccinați, jucătorii sunt conștienți că ăsta este drumul spre desființarea acestei pandemii, spre dispariția acestei pandemii. Chiar și noi la Ploiești avem echipa CSM Petrolul Ploiești la basket, în Liga Națională, am avut un american care la început a spus că se va vaccina, după care n-a mai vrut, și am ajuns de acord să revidiem contractul, pentru că nu puteam folosi, nu putea să meargă cu noi, de exemplu, la Timișoara, n-avea voie în hotel, n-avea voie în restaurant, stătea în mașină sau în fața hotelului ca să vină a doua zi cu test să joace. Da, dar este o restricționare a dreptului la muncă, totuși, care încalcă un drept fundamental al unui cetățean. Da, dar dacă asta e regulamentul, noi ce să facem? Dacă, de exemplu, mergem cu echipa la Timișoara, în cantonament, da, și acest jucător nu poate intra în hotel și în restaurant, pentru că nu are certificat verde. Noi îl plătim degeaba? Pentru că nu îl vom lua la Timișoara, nu? Că nu are certificat verde. Da, dar e totuși... Ok, teoretic ar fi dreptul clubului să atace un regulament care încalcă dreptul la muncă al unui jucător. Dacă ar fi fost oricare alt motiv, probabil că așa s-ar fi întâmplat. Clubul în cauză ar fi atacat. Da, este o decizie a CNSU. Suntem în stare de alertă, da. Și CNSU a decis acest lucru și normal că toți ne conformăm. Ai spus că de comun acord jucătorul a fost de acord cu chestia asta? Sau? A fost de acord, da. A fost de acord. Am înțeles că nu putem plăti degeaba. Și am rezidiat contractul în condiția mierii. Ok. Bun. Hai să discutăm un pic și de povestea asta, care mi pare pe jumătate amuzantă, pe jumătate serioasă, povestea cu spionajul. Cei de la Voluntari erau la antrenamentul tactic, își făcea și Ciobotariu schemele și la un moment dat deasupra bazei a apărut o dronă care s-a plimbat deasupra bazei cât și-a făcut Ciobotariu schemele. Cei de la Voluntari înțeleg că au vrut să vadă cei cu drona aia, dar era controlată de la mare distanță. Drona a dispărut după antrenament. Da, o dronă care spiona Voluntariul pe stadionul Anghel Iordănescu. Exact. Dar de ce râzi totuși acum? Anghel Iordănescu făcea ceva de genul ăsta? Da, sincer, da. Eu mi-aduc aminte, fii atent. Meci România-Danemarca, 2003, oare? Meciul pe nisip, 2-5. Stadionul vechi, național, 23 august, danezii își făceau antrenamentul tactic cu o zi înainte de meci, Iordănescu, selecționerul României, în tabela de la 23 august era un loc de unde se putea vedea terenul, evident prin găurile alea de la numere, iar în tabelă era unul dintre secunzii lui Iordănescu care spiona ce făceau danezii la antrenamentul tactic, apropo de spionaj profesional. Deci țin minte perfect momentul, pentru că danezii au făcut atunci un scandal monstruos după antrenament, s-au plâns, s-au dus la observator, au încercat să-i demonstreze că un om, și într-adevăr un om de-al lui Iordănescu, stătea în tabelă și urmărea antrenamentul lor. Cred că îl și filma, dacă mi-aduc bine aminte.
Ei, dar hai să-ți spun și eu hai, o fază. Eu, secundul Anghel Dănescu, în 2006, la Al Hilal, în Emiratele Arabe Unite. Jucam în Liga Campionilor cu o echipă din Kuwait. Așa. Și au venit cu o zi înainte și cum să-i spionăm. Am găsit o metodă, făceam antrenamentul pe o bază sportivă și la două terenuri de distanță, niște capugini, oameni care măturau, erau pe acolo. Mi-am luat și eu un top, m-am îmbrăcat în arab, am luat o mătură și eram în rând cu ei, dar mă uitam pe teren. Așa am văzut tactica de joc. Sunt lucruri care, dacă te ajută echipa ta, eu cred că le poți face. Da, nu știu, da. Asta cu drona mi se pare, nu știu, chiar... Păi să știi că e foarte... Era să zic curat, nu e curat, că totuși înțeleg că e o problemă. În Anglia a existat cu Bielsa o problemă. Bielsa a cauzat probleme lui Leeds pentru că spiona antrenamentele adversarelor. Clubul a fost suspendat, a fost amendat pentru că e cumva o încălcare a regulamentului. Până la urmă e secretul profesional, nu prea ai voie să-l încalci. Mă rog, în fine, e undeva, e totul discutabil și la limită, însă asta cu drona și filmezi. Teoretic, nici nu te vede nimeni. Mă rog, aici băieții ăștia de la voluntari probabil că erau cu ochii pe cer, urmăreau ceva și au văzut drona. Iar Edi Iordănescu chiar are o pasiune. Înțeleg că el își filmează antrenamentele lui cu dronă ca să vede, să vadă așezarea, să vadă unghiurile de joc, să vadă... E, și dacă Ciobotariu a fost atât de deștept când a văzut drona, a schimbat tactica de antrenament. A jucat cu 5 fundași, l-a băgat pe Tamaș fundaș dreapta și mai știu... No, uite, putea să, la voluntari se poate dota terenul de antrenament cu ceva arme antidrone, adică bruiaj de drone. Uite, următorul pas este bruiaj antidronă. Bruiaj antidronă, da. Sau poate, știi că mai există acel vultur care este... Exact, exact. Vulturul care răstoarnă dronele, da? Vulturul care răstoarnă, da. Domnul Lasă... Fiind stadionul Anghel Iordănescu, eu cred că și camerele de supraveghere ale stadionului pot fi folosite la un spionaj de genul ăsta. La Anghel Iordănescu, orice e posibil. Bun, hai să vedem. Ai fost un apărător al lui Rădoi de la început. Ai spus, domnule, trebuie să-și ducă munca la capăt, trebuie să-și respecte principiile. Cum vezi situația acum, înainte de aceste două meciuri, cu Rădoi care a anunțat, domnule, gata, s-a terminat pentru mine națională? Da, Costin, a fost un apărător și voi fi un apărător al lui Rădoi atâta timp cât Mirel merge pe linia pe care a plecat. Deci nu sunt, recunosc, sunt subiectiv pentru că este un fost coleg al meu, recunosc că îmi place discursul lui și cred că și vouă nu ați mai avut un selecționer care să fie atât de deschis la conferințele de presă de foarte mult timp. Este un tânăr care încearcă să schimbe concepția de joc a echipei naționale, pentru că noi eram acea echipă care aștepta, care juca la jucată. Și Mirel a venit cu o altă abordare, cu o altă concepție, cu o altă mentalitate. La început rezultatele nu i-au fost favorabile. E și normal să fie lucrul acesta, pentru că nu mai există fondul de jucători de pe vremea lui Hagi, nici măcar de pe vremea lui Mutu și al lui Chivu. Haideți să ne uităm unde joacă jucătorii noștri în străinătate, la echipe de mâna a doua din fotbalul mare. Și Mirel are un mare plus. Le vorbește pe limba lor, a reușit ca și la echipa națională în 21 să creeze o familie. Ne aducem aminte de acel campionat european din Italia, din 2018. Și eu sunt convins că în acest cantonament pentru cele două meciuri cu Islanda și Liechtenstein, jucătorii, staff-ul, familia care s-a format la echipa națională, or să îl întoarcă pe Mirel. Numai ei îl pot întoarce. Nu Federația Română de Fotbal, nu soția, cum mai zicea cineva, sau prietenii. Da. Nu, ci doar jucătorii și staff-ul echipei naționale. Și eu am convingerea că vom câștiga cele două meciuri cu Islanda și Liechtenstein, și Mirel va rămâne și pentru baraj. Deci crezi că poate fi întors, Rădoi? În ciuda faptului că e cunoscut ca un tip încăpățânat, crezi că poate fi întors? Este încăpățânat, eu cunosc foarte bine, mi-a fost coleg. Da. Are principii. Hai să ne aducem aminte cum s-a retras de la echipa națională, dintr-un conflict cu Ionuț Lupescu, nu? Așa. Dar acum este altceva. Aici este vorba de munca lui, este vorba de
oamenii pe care îi luați în spate și îi va dezamăgi, pentru că sunt mulți colaboratori, sunt mulți jucători care își pun speranțe în el, sunt mulți jucători care au fost promovați la echipa națională de Mirel. Mirel este un caracter puternic. Și eu cred că aici marea vină pentru ce se întâmplă în zilele acestea este a Federației. N-au avut încredere în el să-i propună această prelungire de contract cu mai mult timp înainte de perioada asta. Adică și Federația Română de Fotbal a așteptat să vadă ce rezultate sunt în continuare, să vadă dacă Mirel dă kicks, atunci își termină contractul în noiembrie și o să numească alt antrenor. Adică a avut o atitudine speculativă Federația, a zis, domnule, hai să vedem. Hai să vedem, da. Deci n-am avut încredere în concepțiile de joc al lui Mirel, pregătirea pe care o vedeți. Deși la nivel declarativ, m-am uitat, nu există om din Federația Română de Fotbal să nu vorbească la superlativ de Mirel, să vorbească. Dar faptele au demonstrat că cei din Federație au fost sceptici în privința rezultatului internaționale cu Mirel la Cărb. Vreau să te mai întreb o chestie, pentru că e o chestiune legată de un fotbalist important al echipei naționale, Denis Mann, care de 3 meciuri e rezervă nefolosită la Parma, iar antrenorul în fiecare declarație lasă de înțeles că e o problemă de atitudine la Mann. Da, Denis Mann, un jucător de valoare. Eu îl vedeam liderul echipei naționale. Am jucat aici la Ploiești meciul Panther 21 și când îl vezi pe viu pe Denis Mann că controlul balonului are și ce atitudine și ce prestanță și ce valoare, de atunci am zis că va ajunge un jucător mare. Din păcate, nu știu ce se întâmplă la nivel de atitudine, nu știu, la mentalitate. A ajuns în Italia, unde italienii, așa cum știm, sunt foarte riguroși. A început bine anul trecut, deși echipa are progradat, avea și oferte, ceea ce scria presa de la echipe mai mari, marca și goluri. Pentru mine este o nebuloasă ceea ce se întâmplă în acest moment cu Denis Mann și eu cred că doar Denis Mann se poate întoarce pe teren și poate fi acel jucător pe care îl așteptăm. Da, este și pentru mine, am văzut că și Mihail intră de parcursul meciului. Dar intră, Mihail intră și spunea, antrenorul spune că a avut atitudine bună totuși când a intrat. Dar Parma, care își propunea promovarea, a ajuns în partea a doua a clasamentului și e păcat că avem doi jucători de echipa națională, pe Mihail și pe Mann, la o echipă de serie B, care nici măcar nu se luptă pentru promovarea în Liga 1. Și atunci revenim la fondul de jucători pe care Mirel Tătoi îl are pentru a forma o echipă națională. Extrem de sărată selecție. Practic, sezonul european e încheiat pentru echipele românești, deși CFR n-a terminat practic toate meciurile din Europa, însă a fost un dezastru, un fiasco Europa anul ăsta. Ce se întâmplă? Ce crezi că se întâmplă cu... Păi sper să nu mai inventeze UEFA și a patra ligă. Eu deja suntem în a treia. Să nu mai inventeze vreo competiție cu noi, cu albanezii, cu bulgarii și cu, nu știu, cu Moldova. Da, ți-aduce aminte? Domnule, zice că am văzut lumea din fotbal și chiar și eu mă gândeam, zic, mama, acum în competiția asta, când nu mai sunt echipele din Champions League și nici alea din Europa League, să vezi că avem șanse să mergem în primăvara europeană, ba chiar în aproape să ne batem pentru trofeele astea, pentru Conference League. E, acum... Ne-a adus cu picioarele pe pământ. Da, exact. Da, probabil că... Ne vom muta, eu sper să nu ne mutăm prin Bangladesh, India, Pakistan și Afganistan, ce sunt pe acolo, probabil. Da. Ce să spun, eu când am văzut grupa, am zis cu Petrescu la timonă, cu echipa pe care o știam a CFR-ului, cu jucătorul cu experiență, sigur prindem primele două locuri și vom ajunge în primăvara europeană, deja coeficientul UEFA se duce la vale. Știm ce s-a întâmplat în iulie-august, când echipe din Kazahstan sau din Albania ne-au scos celelalte competitoare. Din fericire sau nefericire, doar CFR-ul mai ține este augustul, cred că mai joacă prin grupe. Da,
nu avem nicio perspectivă, atâta timp cât, așa cum spunea și Chica Hagi, îl spunem toți, nu se ia de la copii și juniori, nu se începe o inițiere și o formare a tinerilor jucători români, vom ajunge să aducem în România străini de mâna a doua și chiar a treia. Și atunci de tot a trebuit fi pe măsură. De Dinamo ce zici? E echipa cu care te-ai bătut când jucai la echipele la care ai jucat? Era o rivală? Păi dacă dinamoviști, am văzut dinamoviști adevărat că spun că Dinamo e un picior în groapă, eu ce să mai spun? Chiar dacă am fost rivalul lor, nu pot să nu le acord un bonus, un plus, pentru că DDB-ul, așa cum am citit, a salvat clubul de la faliment. Dacă o luăm așa pe branduri, Dinamo la ora actuală este un brand în Liga 1. Și în ultima dată de meciurile pe care le jucau cu FCSB sau cu Rapid pe Național Arena, aveau foarte mulți suporteri, coreografii și este o echipă iubită. Din păcate, managementul care a fost la Dinamo în ultimii ani a dus ca echipa să ajungă din nou la retrogradare. Și sper eu ca anul acesta, dacă vor retrograda, să accepte, să nu se mai facă 20-18 echipe sau 20 de echipe ca să numească Dinamo în Liga 1 și să o ia de la capăt. Pentru că și Rapid au luat-o de la capăt, și Petrol au luat-o de la capăt, și Universitatea Cluj au luat-o, și foarte multe echipe și-au acceptat aceste căderi și au revenit mai curate, mai uscate. Cum era? Mai curate, mai uscat, nu? Așa era sloganul. Da, da. Păi decât să meargă așa în datorii și în aducerea unor jucători sau a unor investitori, cum a fost acest Cortasero care a pus clubul pe butuci, tot se așteaptă acel prinț arab care o să vină la Dinamo, mai vine o iau de la cap. Adică nu crezi în prințul arab. Un prinț arab care stă să se gândească așa, ai lucrat în țările arabe, să se gândească, zic, bă, unde investesc eu banii mei astăzi? E Dinamo, în mare criză financiară, acolo mă duc. Da, acolo. Direct la Dinamo. O să vină, da, o să lasă Newcastle, Dumnezeu, și o să vină la Dinamo, că la opător și de echipă și pe Torescu, care vreau să-l vândă cu probabil 200.000 la Iablonec sau eu mai știu pe unde. No, asta cu prinții, cu investitorii, nu. Eu cred că la Dinamo tot un dinamovist trebuie să vină. Un Badea, un Borcea, nu știu. Păi e, care... Nicolae Badea e în spatele clubului, adică el ia influențează abil deciziile majore. Da, am citit un interviu al lui Ionuț Lupescu care m-a pus pe gând. Așa? Un interviu în care Ionuț Lupescu spunea că domnul Badea conduce pe banii TSE-ului, clubul, trebuia să înfață și să-și asume. Apoi a mai fost acel zvon că dacă Rednic nu-l primește pe Sorescu în echipă, pleacă Rednic. Rednic, așa cum îl știm, a spus, pe cum să, el m-a adus, el mă dă afară. Adică domnul Badea, nu cei care, nu Mureșan, nu Zăvoleanu, cei care sunt executivii, a dus pe Rednic și domnul Badea. Păi asta în față, atunci să-și asume. Dar probabil că sunt dedesubturi pe care noi nu le cunoaștem. Și e păcat că un tren ca Dinamo cu foarte, foarte mult și nu mai este în prim plan acolo. Ne aducem aminte de în anii 90, era derbiul, Steaua Dinamo, nu? Da. În care cu două, trei zile, o săptămână înainte, se vorbea numai despre acest lucru. Acum, mai puțin. Da, ne apropiem de final. Vreau să mai întreb însă cum ți se pare Craiova lui Reghecamp? Un alt fost coleg de-ai tăi. Ei, eu vorbesc și cu Mihai Corotaru, vorbesc și cu Reghea. Este cel mai profesionist club la nivel organizator. Adică fiecare știe ce are de făcut. Mihai Rotaru, un patron atipic, care știe totul despre orice jucător, că este la Statul Mare sau la Năvodari,
și are un pic de valoare, îl cunoaște, știe, îl urmărește. Acum a venit Reghe, un ambițios, așa cum îl știm, care vrea să câștige toate meciurile. Din păcate, la Craiova nu există acel fond de jucători care să mai fi câștigat ceva. Pentru că una e să ai valoare, una e să fii talentat, dar dacă nu ai un background în spate, niște cupe câștigate, măcar un campionat, să joci în cupele europene, e foarte greu să ajungi sus. Da, uite, încerc să-mi aduc aminte, nici jucătorii FCSB, când Reghe Camp a venit la FCSB, nu aveau pedigriul ăsta de câștigători, din câte mi-am aminte. Erau jucători de echipa națională, sunt cea mai aminte, pe Turușanu, Chirico, okay. Porteanu. Păi și aici e, cum îl cheamă, Bancu, e jucător de echipa națională, Ivan? Bancu și Ivan, dar Ivan acum, în ultima perioadă, atunci când l-a adus pe Turc, acum un an și jumătate, ajunsese rezervă la Craiova. Deci spun că atunci când și suporterii vor reveni pe stadioane, Craiova va fi o nucă tare. Că așa cum știu pe Reghe și pe Mihai Perotaru, sunt doi oameni care își doresc victorii, care sunt profesioniști. Nu există probleme de financiare sau de altă natură la club și Reghe trebuie să-și facă treaba. Din nefericire și pentru Reghe, are în spate Olteni, galeria Universității Craiova, chiar dacă este scindată cu cealaltă echipă, care va pune presiune pe echipă. De echipa lui Mititelu, ce zici? Ce să zic de echipa lui Mititelu? Acum, ce se întâmplă la... Uite, vezi de ce spuneam eu că nu mai vreau să mai fiu antrenor, deși am licența pro, deși mă updatez, merg la cursuri, meseria de antrenor a fost pervertită. Ce se întâmplă la echipa lui Mititelu cu acele schimbări de antrenori, doar la o echipă, nu știu, de amatori se poate întâmpla. Cum să-l pui pe Adi Mutu, să-l ai pe Mutu antrenor? Un nume mare al fotbalului românesc. Să nu-i oferi șansa să antreneze echipa măcar până în iarnă. Pentru că nu are jucătorii plătiți cu sume foarte mari. Nu a avut o campanie de transferuri măcar la nivel de, nu știu, de locurile 5-6. Schimbă Mutul, pui pe Stoican pentru 4 etape și revine Tică, care a declarat când a promovat echipa, cum nu mai place niciodată la ce o plăie. E incompatibil, așa a zis, că nu e compatibil. Da, sunt anomalii de fotbal în românesc cu care noi suntem destul de învățați, deși n-ar fi trebuit. Vivi, îți mulțumesc mult de tot pentru prezența în dimineața asta la emisiune. Îți doresc multă baftă, să fii sănătos, să ne vedem cu bine. Ne vedem cu bine, o zi bună. Toate bune. Vă mulțumesc și vouă că ne-ați urmărit. Ne revedem mâine dimineață la 91 minut la GSP Live. Nu uitați peste zi www.gsp.ro pentru toate informațiile importante din sport. O zi bună, pe mâine.